Școala și-a deschis porțile, iar copiii au pășit din nou în clase, nerăbdător să-și revadă colegii și cadrele didactice. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a dat mâna cu instituția prefectului și cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne în campania Informare și Prevenire 10 pentru Siguranță, menită siguranței elevilor. Campania de informare și prevenire 10 pentru siguranță se desfășoară în tot județul până spre sfârșitul lunii septembrie. În scopul creșterii gradului de informare a elevilor aflați la debutul anului școlar în vederea riscului de victimizare și de implicare în fapte antisociale, structurile din cadrul MAI transmit elevilor că le sunt alături, gata să intervină ori de câte ori va fi nevoie. De asemenea, elevii pot să apeleze cu încredere și să ceară sprijinul acestora în rezolvarea problemelor cu care se confruntă, astfel încât nimic să nu perturbe drumul pe care au pornit pentru atingerea obiectivelor stabilite în activitatea școlară. În perioada 7-20 septembrie, la nivelul județului Sălaj, structurile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne desfășoară o nouă ediție a campaniei de informare și prevenire, sub sloganul 10 pentru siguranță, sub coordonarea instituției prefectului Sălaj. Campania are ca scop creșterea gradului de informare a elevilor, părinților și profesorilor în legătură cu riscurile infracționalității din unitățile de învățământ și zonele adiacente acestora. În acest context, le oferim elevilor și câteva sfaturi. Aveți grijă la grupul de prieteni. Spuneți nu dacă aceștia vă propun să faceți lucruri care vă pot afecta negativ pe dumneavoastră sau pe alții din jurul dumneavoastră. Fiți atenți la prieteniile virtuale și informațiile pe care le postați pe internet și pe rețelele de socializare. Nu vă lăsați păcăliți de intențiile necunoscuților sau de ofertele unice doar pentru dumneavoastră din surse pe care nu le puteți verifica. În drumul spre școală sau spre casă, respectați mereu regulile de circulație. Țineți mereu în buzunarul interior banii sau telefonul mobil. Nu consumați alcool, droguri sau alte substanțe psihoactive. Refuzați implicarea în munci sau activități ilegale. Focul nu reprezintă un mod de distracție. Nu provocați prin modul de comunicare sau prin comportament și nu răspundeți la provocări. Apelați la sfatul unui adult atunci când vă aflați în dificultate.